Astăzi este duminică, 9 iunie 2013 și mă aflu în orașul Voluntari, din apropierea Bucureștiului, în crescătoria domnului Tudor Iulian, un crescător, un colombofil foarte serios, tânăr, cu rezultate deosebite. Și acum am plăcerea să stau de vorbă cu fiul dânsului cel mic, cu Mihăiță Tudor. Te salut, Mihăiță, ce faci? Bine! Ai emoții? Nu trebuie să ai. Să nu ai emoții. E primul interviu pe care îl dai, da? În viața ta, da? Și primul interviu cu colombofil. Deci, Mihăiță, câți ani ai? 10? 10. În ce clasă ești? A treia C. Bravo, unde? Aici, în Voluntar, la ce școală? În Voluntar, la școala numărul 1. Voluntar. Și am înțeles că ești un elev foarte silitor. Numai cu calificative bune, foarte bune, e adevărat? Se mândrește tata cu tine, nu? E adevărat, da. E adevărat, nu? Se mândrește. Și mama și tati se mândresc cu tine, nu? Da. Bravo, te felicit pentru asta, dacă îți place foarte mult școala. E un lucru foarte bun să știi. Spune-mi acum câteva cuvinte despre porumbei. Am înțeles de la tatăl tău că îți plac mult și porumbei, e adevărat? Da. Și cum îl ajut pe aici prin crescătorie pe tati? Îl ajut cu tot ce pot eu. Adică, ce îi faci? La antrenament, am înțeles? Îl ajut cum pot, cu steagul, cu astea. Am înțeles că tati antrenează porumbei mai forțat, așa nu-i lasă să aterizeze, nu? Pentru o oră, o oră jumătate și tu stai tot timpul cu el aici? Da, stau ca să... ajut cu steagul, tot. Am înțeles. Și când nu e tati acasă? Le dau de mâncare, apă. Le pui de toate, nu? Te uiți printre ei, nu? Să nu se bată, da, nu? Da, să nu se bată. Mă uit dacă a făcut ouă. Bravo, bravo. Deci te înțelegi bine cu ei, nu? Cu porumbei, da? Înțeleg cel mai bine. Bravo. Acum te rog să-mi spui și despre porumbelul tău preferat, favorit. Am înțeles că aici, în crescătorie, la tati, ai un porumbel care e al tău, să zic așa, da? Da. Alb, da. Frumos. Care provine de la domnul Peltacu, am înțeles, da? De la un crescător de aici, din preajma Bucur. Da? Și ia spune-mi puțin despre el. E îți place? Are calificative bune. Are clasări bune de la concurs, nu? Da. Și ție de ce îți place acum? Îți place mult pentru că e alb, nu? Alb, da. Da? Și anul ăsta cu ce e făcut la pereche? Tot cu o porumbiță albă sau cu ce este? Da. Tot cu o porumbiță albă, nu? Și pui? Pui albi. Albi, bineînțeles, nu? Și au scos până acum pui? A scos unul. A scos unul, nu? Și l-ai dat drumul pe afară? L-ai dat drumul pe afară? I-ai învățat? Da? Da? Mi-a dat drumul, i-am lăsat pe afară, pe aici. Să se învețe, nu știu ce, se da? Să învețe pe aici. Da. Să da. Nu plece. Bravo. Mami vă lasă să creșteți porumbei și pe tine și pe tati sau să mai supără pe voi așa? Te lasă, nu? Nu zice nimic să nu vii la porumbei, nu? Nu zice nimic. Bravo. Și când o să fii mare, după ce o să ajungi așa pe salariu, o să ai o slujbă bună, un serviciu bun, o să vrei să crești tu porumbei la rândul tău? O să vreau să cresc chiar poate mai bun. Mai bun decât tati, nu? Și acum îl mai întreb pe tata când mergi cu el la porumbei, despre una, despre alta, despre da, porumbei acolo, da? Cum îi antrenează, cum îi hrănește, cum îi tratează? Îl întreb mereu, nu? Bravo! Am înțeles că și bunicul tău are porumbei. Și tati are porumbei și tu îi moștenești pasiunea. Înseamnă că o să fie o familie întreagă colombofilă, de la bunic la nepot, da? Da, așa o să fie. Bine, bine, Mihăiță. Eu îți doresc multă sănătate. Te felicit pentru rezultatele bune obținute la școală. Asta în primul rând, pentru că școala e mai importantă decât porumbei, să știi. Da, este adevărat. Așa. Și dacă școala e mai bună decât tu. Sigur că da. Dacă ești un copil cu minte și o să înveți bine, o să vezi că... o să reușești în viață și o să ai timp și de porumbei. Să ajungi campion și la porumbei, da? Da. Bine, Mihăiță. Te felicit, Mihăiță, atunci, încă o dată, da? Da. Și îți doresc mult succes. O să mai trec pe la voi peste câțiva ani sau să vedem când, poate chiar mai devreme, când tu o să mai crești și poate o să ai și tu acolo o pereche, două, trei ale tale pe care o să le zbori. Da? Pereche. Dacă o să înveți foarte bine și părinții o să fie mulțumiți de tine la școală, atunci cu siguranță o să-ți dea tati o pereche, două, trei ale tale, de care să ai grijă, da? Da. Bine. Bine, Mihăiță. Felicitări încă o dată. Și eu la fel. Sănătate, numai bine.